Procurorii cer 30 de zile de arest pentru bărbatul care și-a împușcat mortal fost soție și soacra. Demersul va fi examinat astăzi de magistrații judecătoriei Cahul. Informația a fost confirmată de procurorul de caz Viorica Marga. Potrivit acesteia, suspectul colaborează cu ancheta și își recunoaște în totalitate vina. Crima odioasă a avut loc sâmbătă noaptea în scara unui bloc din orașul Cahul, bărbatul fiind în stare de abrietate și a împușcat fosta soție și soacra dintr-o armă de vânătoare. Totul s-ar fi produs chiar sub ochii fiului acestora de 23 de ani, dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață.